Binecuvintează, Părinte! Binecuvântate este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și în pururea, și în veci, în veci, Doamne! Pace Domnului! Ecaterina Angela,
Pentru oamenii Dumnezeu, Claudiu și Caterina, Angela, care a
iubește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea binecuvântată slăvită a stăpână noastră, de Dumnezeu stăpână și purura Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenindu-o. Ca niște rădițe de măsline împrejurul peste lor.
și neplăcând înaintea ta să strălucească pe urmărorii pe cer, împlătire Dumnezeu nostru, dăruiască cu tine slava, puterea, cinstea și înțelepciunea, împreună și părintele tău cel fără de început și pe asfântele și bunici de viață făcătorii tău lor. Acum și purăia și în vecii vecii lor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe loc și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o despre ajutor pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ, însuși a pus stăpâne. Împinge mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe locul tău acesta ca omul cu roaba ta, Ecaterina Angela. Că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, punește-i pe într-un gând, împlumează-i într-un plus, dăruiește-le de o roadă pântece, dăbântire de crujbun, ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și vecii, vecii lor. Oh,
Thank you.
Măriță fiind tine ca Avram, binecuvântat să fim ca Isaac, să te mulțești ca Iacob, un drept în pace și un drept în dreptate, porunce, Dumnezeu. Doamne, zi de rugate cu răspărire și îi păzește.
dată cu piele și așa cum ați auzit că am citit, dar în niciun să vă dorească Dumnezeu bunătățile și de aici de pe pământ, dar și din ceruri. Și de aceea, întreaga noastră viață să încercăm să nu ne gândim doar la cele ale pământului, că degeaba le câștigăm pe toate cele de aici, dar le câștigăm și împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea, mereu să vă gândiți cum să creșteți copiii, cum să creșteți pe cei de lângă voi, cum să faceți, să dobândiți ceea ce nu se va lua niciodată de la voi, și anume împărăția lui Dumnezeu. Și pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu, învățăm de aici să ne iubim, să ne iubim unul pe altul. Și avem datoria ca mine și ca mireasă, ca părinți, avem datoria să învățăm să ne iubim. Familia este laboratorul iubirii. În familie învățăm să iubim. Dacă vrem să primim dragostea lui Dumnezeu, dacă vrem ca Dumnezeu să ne iubească, să învățăm și noi să iubim. Să ne iubim soția, să ne iubim soțul și împreună să iubim pe copii și pe cei de lângă noi. Să vă dorească Dumnezeu mai mult și bucurim tot mai mult de la mulțime. Și apoi mai face câteva fotografii, da? La mulțumim. Să ne trăiți! Mai variante, mă înapoi. N-aș vrea cum se pun. Cei ce stați în casa Domnului.